80% dintre cetățenii moldoveni declară că biserica nu ar trebui să se implice în treburile politice ale statului. Aceasta se arată într-un sondaj de opinie Biserica și Stat în Republica Moldova, realizat de CBS AXA la inițiativa Fundației Soros. Potrivit studiului, liderii religioși din Republica Moldova nu se bucură de o mare notorietate în rândul populației. Doar 34% din populație are încredere în mitropolitul Vladimir, iar 41% dintre respondenți au exprimat puțină încredere în înalt preasfințit. 77% dintre cetățeni s-au declarat total împotriva faptului ca preoții să sfătuiască oamenii cu cine să voteze. Totodată 64% s-au exprimat împotrivă ca preoții să candideze la alegeri. 44% dintre cetățeni consideră că statul nu ar trebui să finanțeze niciun cult religios, iar 38% susțin că statul trebuie să finanțeze doar cultul majoritar. Autorii studiului au constatat că anul electoral 2016 a arătat o intervenție directă a unor lideri religioși în campania pentru alegerea președintelui Republicii Moldova. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 2090 de persoane din 183 de localități în perioada august-septembrie 2016. Din cei intervievați, 93% s-au declarat creștini ortodoxi, inclusiv 85,7% adepți ai Mitropoliei Moldovei.